Așadar, oameni buni, nu-mi permit să spun ce va spune și ce va face și cum va decurge discuția. Cert e că face efectiv ce vor mușchi ei. Pentru că ați văzut câți are, nu? Alexandra Lara Popa! De bun să rămână ceva. Foarte bine, mulțumesc. Alexandra, tu ești o campioană la culturism. Da, și ai venit îmbrăcată, zici că ești la contabilitate, pe cuvântul sunt meu de onoare. Off-season. Ce sunt off-season. Off-season, adică în afara sezonului? Da. Păi azi, asta mă plantă și noi suntem am mai pus un kilogram, plantă, două, trei. Înțeleg? Noi suntem on-season, de fapt, că am început pe 3 ianuarie, dar cu trupul suntem off-season. Ce faci, Alexandra, zic, sau Lara, Lara. Sau cum? Lara. Lara, da. Lara. Lara, ești rău și cu filmul, cu Lara, nu? Da. Da. Da, da, Lara Croft de România. De acolo te-ai nu? Numai o secundă, da, că imediat sigur vedem și aceste medalii. Dar până una alta, da, te rog frumos să facem o... Oh. Am avut impresia că am spart vreo 20 de farfurii. Perfect, tot au fost ceva mai devreme prietenii noștri din Grecia. Iau-ți, iau-ți plantă. Hai să ți le pun de gât să-i pești prin ProTV să te plimbi. Sunt grele. Ai prins gluma? Uite, pe Lara plantă. Numai o secundă, stai o secundă, stop. Cel care filmează este soțul sau iubitul tău? Nu am soț, nu am iubit. Ciucă! Acum e de tine, tată! Ciucă e un pic răcit, dar cred că este răceala din el, de nici nu-ți dă seama. Păi, am antrenament de cardio. Exact, cardio! Cardio, numai un pic. Deci, oameni buni, este Alexandra Lara Popa, cum am zis ceva mai devreme. Este campioana care câștigă câte medalii vrea mușchi ei. Înțelegeți ce vreau să zic, da? Să facem o piruietă. Nu, vreau să zic că știu și cum se numește în culturist termenul, când te duci să te... Posing. 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 Putem da face un... Sigur. Un posing with... cu spatele. Of course. Of course. Deci, plantă, fii atent. Iulica, bagă piesa aia, hopa. Stai, mă, băi, Dani, băi, te-ai pierdut cu firea. Dani e colegul nostru din regia de emisie, care pur și simplu în loc să îndepărteze camera, apropia camera. Foarte bine. Da, efectiv, a fost bulversat. Este munca mea, mi se pare normal. Este munca ta? Da. Și să știi că ești foarte tare, serios. Mulțumesc. Haideți să luăm un loc aici. Mulțumesc. Ești singura deținătoare a unui titlu mondial, nu? Da. Bă, felicitări. Haide mai aproape, mulțumesc, fără nicio problemă. Mulțumesc. Deci singura deținătoare a unui titlu mondial. Da. Asta este Cupa Mondială. Cupa Mondială. Bikini Divas. Bikini Overall. Da. Over all categories. Perfect. Și practic tu ai plecat de la Craiova, nu? Am plecat din Calafat. Din Calafat. Da. Ai plecat din Calafat? Am plecat din Calafat. Fără să te gândești că vei ajunge vreodată să fii numărul 1 în lume. Niciodată nu m-am gândit. Te-ai dus niciodată în Italia, te-ai da dus la muncă. Da. Și? Am vrut să particip, am vrut să concurez, mi-am căutat instructor, l-am găsit pe Marco Adis, pentru că este un antrenor natural, l-am găsit foarte greu, pentru că este foarte greu să găsești un instructor care să te antreneze natural, 100%. Și am decis că putem merge înainte fără probleme, pentru că corpul răspunde foarte bine la antrenamente, da, și la dietă și... Tu ai plecat în, tu ai plecat în Italia să muncești, nu? Da. Și te-ai angajat acolo unde? La un local, un bar. La un bar? Da. Și acum lucrezi la barul respectiv? Și acum, da. Bun, și mamă, deci cât de tare e povestea ta. Deci te-ai angajat la un bar, lucrezi în continuare la barul da respectiv. Da. Și ai zis, bă, vreau să îmi, cum, definesc corpul, să particip la concursuri? Mie îmi place foarte mult, făceam sală, sunt și instructor de sală, am și ore la sală. Vreau să mă apuc de sală. Da, poate. Sunt. Da. Mă întorc din Sardinia și vin și facem un antrenament cu mare drag. Cred că și... trebuie mai multe. Greu de dat jos, da. Așa? Și am decis să merg mai departe, să... dacă tot este o pasiune, dacă tot îmi place, dacă corpul mă ajută, de ce să nu? Și am mers. Mi-am luat valiza și am plecat în America. Mamă, așa, fără să cunoști pe nimeni? Absolut pe nimeni. Ți s-a pus separat. Ai zis, bă, plec în America și o să devin Miss Bikini culturist. Eu voiam numai să ajung pe scena Olimpiei. Era visul meu. Și nu numai că ai ajuns pe scena, ai și câștigat. Da, am și câștigat. Felicitări, doamne elor și domnilor. Asta mulțumesc înseamnă când îți dorești ceva din suflet, când îți pui ceva în cap și te ții de treaba aia, e imposibil să nu reușești. Perseverența și dorința exact e importantă, da, nu? Da. Câți ani ai acum, Alexandra? 31. 31? Până la câți ani mai poți să participi? Până nu mai pot. Dar până la cât e o limită de vârstă? Nu este limită de vârstă. Deci... oricine, avem categorii over 60.
Și peste, da. Tu ai fost la țară, iar pentru tine, de fapt, planurile erau concursurile regionale. Regionale, nu te gândeai niciodată să ajungi atât de departe. Nu, 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 nu. A fost și o chestie foarte interesantă cu instructorul. În momentul în care ne-am apucat de pregătire, mi-a zis Maria, el îmi zice Maria, Maria, tu nu ești de competițiile astea. Când am auzit, m-am gândit că nu sunt de competiții. Și mi-a zis că sunt direct de mondiale, n-are rost să ne irosiți pentru regionale. Pentru regionale, da. Și așa pentru participat? Regionale, pentru naționale, direct la mondiale, în Praga am avut. Da, vreau să te întreb, da. Premiile acestea, trofeele astea, ți-au adus care sunt foarte valoroase. Uite, da. Premiile de la Olimpia. De la Olimpia. Este argintul. Aici ai argintul. Pentru că ai participat de mai multe ori, nu? Da. Acolo e argintul, aici este... Aurul. Aurul, tată. Deci, mamă, da. Uite aur. Este medalia cea mai râvnită de toți bodybuilderii din lume. Asta. Asta ai luat-o când? În? În noiembrie. Pe deci, 8 noiembrie. Pe 8 noiembrie. Fabulos. Da. Fabulos, fabulos. Ia uite. Perfect. Dar știi ce vreau să te întreb? Când văd aceste trofee, știi? Uite, asta este bronzul, nu? Da. Asta în alt an, mai în trecut, nu? Nu, nu, nu. Toate... Le-am luat acum în America. Ce ai făcut? Ai luat și locul 1 și 2 și 3? Da. Am făcut două competiții. Los Angeles, una, World Cup, unde am câștigat 4 medalii. Acestea sunt de la Cupa Lumii, da. Inclusiv Cupa. După care am luat autobuzul, am plecat în Nevada, Las Vegas, la Olimpia. Am făcut două competiții în 2 săptămâni. Trebuia să fac doar Olimpia. Eu m-am calificat la Olimpia, dar fiind diferența de 1 săptămână, între ele am zis, de ce să nu încerc și Cupa Lumii, cu riscuri. Au fost foarte mari riscuri. Riscam să-mi pierd forma, riscam să mă pierd pe drum și... Să nu mai ajungi la competiția cea mai importantă. Da, da, da. Dar acolo ai ajuns și ai luat aurul. L-am luat, da. Am luat... am fost pe podium la toate categoriile la care am participat. Dar știi ce vreau să te întreb? Sunt mulți oameni care se întreabă și zic, băi nene, Alexandra este campioană mondială, singura româncă campioană la culturist, la Miss Bikini, da? La Olimpia, adică cea mai mare gală. Da. De ce mai lucrezi în bară? Adică competițiile acestea nu ți-a adus și suficient câștig financiar? Nu se câștigă. Nu? Nu, nu se câștigă. Eu am participat ca și amateur open. Am luat cardurile pro, pentru că sunt niște pași. Mai bine te scrie la Nijă, la eu să e pasiune, n-am ce să fac. E clar, e pasiune. Da, da, da. Și practic nu, concursurile acestea nu sunt recompensate? Nu, nu. Dar de aici pot să apară tot felul de sponsori, da. Care... Mi s-au făcut oferte, propun diverse reclame, publicitate pentru diverse produse, însă le refuz. De ce? Pentru că eu antrenându-mă cu un instructor natural... Suntem clean. Adică tu, da? Practic nu iei nimic. Nu, 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 absolut nimic. Și nu, nu e drept să fac reclamă la ceva ce la nu ceva, crezi. Da. Superb. Da. Deci se poate. Dar se e poate o dieta, nu natural. Mi-am înțeles. Da. În pregătirea pentru competiții mănânc doar 300 de grame de proteină pe zi. Adică o felie de... o friptură. Două felii de piept de pui. Da, dar dieta asta, ca să ajungi la trupul ăsta, eu și Plantă suntem interesați de diete. Cum arată o zi din viața ta? Nu neapărat pentru competiții. Noi ne mulțumim și cu astea regionale și chiar locale. Plantă, putem să băgăm doar pe aripa asta, deci pe aripa studiourilor. Antrenamente intense, adică? De 3 ori pe zi. Vorbesc de 20 de minute de cardio dimineața. Eu îi zic antrenament, pentru că 20 de minute de cardio... Deci 20 de minute să alergi? Da. Hai mă, că e flor la ureche. Nu, da. Nu. A, 20 de minute, ai nu ceva. Este, da. Nu este. N-ai înțeles Plantă. De la 30 de secunde Plantă la tine, da. 20 de minute. E de lucru Plantă. Așa. Așa. A, asta o glumă bună. Chiar da, da. Bate palma. Deci dimineața 20 de minute. Da? Da? Pe stomacul gol. Clar. Da, clar. Da? Zic după gluma. Da. Apoi antrenament cu greutăți. 40-45 de minute, dar intens. Cu greutăți mari, nu? Pentru da, masă, da? Da, 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 pentru masă și apoi seara din nou 20-30 de minute de cardio. Și de mâncat ce mâncăm? Proteină. Doar proteine? Doar proteine. Adică doar fripturi și carne și asta? Dar nu fripturi. Nu? Nu fripturi, pentru că nu trebuie sare, nu trebuie condimente, nu, absolut nimic.
piept de pui la cuptor sau fiert. Atât? Da. Piept fiert cât timp? Eu 2 luni de zile. E relativă. Nu, două nu luni zic... de zile? Da, da. Și am înțeles că ai o chestie cu gref și cu cafea dimineața? Da, dimineața grefa și cafeaua. Da, da. Adică... Elimin apa. Grefa mă ajută să elimin... Deci să un gref de ăsta îl bagi, îl mănânci tot așa și da, o cafea? Da, da. Tragic. Nu, nu e tragic. Și mie îmi place grefuitul și se zice că conține un grefuit de ăsta, un fruct, conține toate vitaminele necesare da. Pentru întreaga zi. Da. Da. Teoretic, teoretic e mai greu, e foarte greu. Și, dar e foarte da, să știi că acum, fără nicio glumă, prietenul da. Meu Radu Ciucă e bolnav în ultima perioadă. Nu știu ce a pățit, pur și simplu l-a lăsat imunitatea. Mm. Dar și el în ultima perioadă mi-a dat un regim de ăsta, un tratament de care îl ia el, exact ce zici tu, eu numai pe carne fiartă, pe orez și pe asta. Da. O să slăbească, o să arate bine. Dacă merge și la sală după ce el deja bine. El deja arată bine. Da. Eu mă bucur că ai venit astăzi la emisiune. Te rog frumos, vreau să le spunem celor care se uită la noi da. Cum este pagina ta de Instagram, pentru că mi-ar plăcea să-ți dea cât mai da. Mulți oameni like și să fie cât mai mulți oameni alături de tine, pentru că ești o campioană mondială, reprezinți mulțumesc. România și da. Mi se pare superb acest lucru. Te rog. Da. Deci? Lara Nouă, Lara Nouă. Lara Nouă. Da. Adică, un nou, bun, Lara Nouă, Lara Nouă. Da. Uite, păi ai pagina, cum să zic, privată? Da. Păi nu-i bine. O deblochez. Acum. Vă rog frumos, dragi telespectatori români, Lara Nouă, Lara Nouă, pentru că merită un mare like, este campioana noastră, exact cum ați auzit, la culturism și este de nota 10. Mulțumesc. Ești foarte tare, jur. Mulțumesc frumos. Îți mulțumim mult de tot și te mulțumesc. Mai așteptăm. Cu mare când pleci? Drag. Când pleci? O să plec mâine. Da. O să încep antrenamentele pentru că urmează 4 competiții mari. Pleci în Italia? Da. 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 Super. Așa, pleci mâine și când pleci te întorci? Mâine o să mă întorc de Crăciun anul viitor după Olimpia. Adică pleci un an? Da. Nu te mai vedem? O să ne fie doar de tine, deja ne împrietenisem. Vin de Paște. Vin de Paște, da, promiți? Promit. Știi să faci cozonaci? Încerc. Avem competiția cozonacul de aur. Nu, da? Da, serios. Nu știam să trag nici de fiare, dar am învățat și am ajuns deci campioană. Deci pe bune, mi se pare foarte tare. Deci tu nici nu știai să te duci la sală cum arată, nu? Nu. Făceam antrenamente, dar făceam pentru mine distracție. Plantă, uite-te la mine, o să particip la Mister Olympia. Uite-te, deja fac antrenamente cum stă cu medaliile. O să particip la Mister Olympia. Te rog frumos, Alexandra, să facem o poză și nu uitați, căutați-o pe Instagram. Lara Nouă, Lara Nouă, o fată senzațională. Mulțumesc. Care, ce credeți? Facem poză. O poză, da. O poză. Gata? Care, ce credeți, oameni buni? S-a apucat de competiții și a câștigat. Este cea mai tare româncă. Felicitări. Jos pălăria. Mulțumesc. Bravo ție. Felicitări. Mulțumesc. Pentru ambiție, pentru determinare. Mulțumesc. Și pentru lupta ta. Bravo. Mulțumesc. Bravo. Nota 10. Continuăm emisiunea. Mulțumim mult.